Bună, sunt Stella și astăzi voi pregăti prăjitura Kinder, o prăjitură foarte iubită de cei mici, dar și de noi. Vă asigur, este o prăjitură foarte ușor de preparat și foarte gustoasă. Primul pas este să pregătim blaturile pentru această prăjitură. Deci aici, în bol, am spart deja 4 ouă, peste care adaug 250 de grame de zahăr și 60 de grame de cacao. Mai adaug, la fel în acest moment, 300 de ml de lapte fierbinte. Și acum vom mixa această compoziție. Mai adaug 100 ml de ulei și 250 de grame de făină cu 15 grame de praf de copt. Încorporăm și făina în compoziția noastră. Observați, am obținut o compoziție nici foarte groasă, dar nici foarte subțire. Este exact o compoziție ca la blinele, să zic așa, un pic mai groasă față de compoziția de clădite. Acum vreau să vă arăt o șmecherie, să zic așa, ce folosesc eu atunci când ung tăvile, dacă nu vreau să folosesc hârtia de copt. Deci am untul pe care l-am topit, în el adaug ulei. Totul facem la ochi, la aproximație, nu fac cu cantități exacte. Încorporăm în untul topit și uleiul. Apoi adăugăm un pic de făină. Creăm o pastă. Această pastă o puteți păstra la frigider cu capac. Oricând o puteți folosi atunci când vreți să ungeți orice formă aveți, avem forme care sunt mai capricioase și se lipesc orice de ele, dar vrem să le folosim la checuri sau în orice aluat turnat sau chiar, nu știu, cozonaci, pâine, orice. Deci acest amestec niciodată nu o să dea greș, nu o să se lipească de fundul tăvii. Am turnat jumătate din cantitatea de aluat pe care pe blaturi am creat-o mai devreme și am pus-o într-o tavă de diametru de 37 pe 30 cm. Am măsurat-o ca să vă zic exact, ca să vă dați seama ce cantitate de prăjitură iese din cantitățile pe care eu vi le dau la această rețetă. Deci este o tavă suficient de mare. Eu am făcut la școală din această cantitate pentru 30 de copii. Sau câți era dumneavoastră exact? 30 de copii. Deci dacă 24. Uite, îmi cer scuze, 24 mă corectează, au fost 24 de copii plus 5 profesori, oricum știu că am dat 30 de bucăți, a ieșit din această cantitate pe care noi o facem. Deci este destul de economă și destul de bună. Deci acum, ca să nu mă mai întind cu vorbitul, o să meargă la cuptor la 180 de grade, se coace în jur de 16 minute. Nu ne oprim aici, cât se coace blatul, facem crema de lapte. Aici avem 800 de ml de lapte, 200 ml le păstrăm și punem aceste 800 de ml de lapte la fert. Da, să menționez că mai adăugăm și 150 de grame de zahăr în lapte atunci când punem la fert. În alea 200 de ml de lapte pe care le-am păstrat, adăugăm 60 de grame de amidon și le incorporăm ușurel în vasul cu lapte, pe care acum le vom incorpora în laptele nostru care fierbe cu zahăr. Vom crea crema de lapte. Când laptele nostru ajunge pe punctul de fierbere, adăugăm compoziția cu amidon și mestecăm continuu până crema noastră se va îngroșa și va începe să facă bulbuci. În acel moment este gata. Cum observați, crema începe să se îngroașe. Din acest moment, maxim 30 de secunde, o mai lăsăm și o luăm de pe foc. Am putat crema într-un alt vas, adaug și 40 de grame de unt. Vom mesteca până untul se topește și se va omogeniza crema și o lăsăm să se răcească bine de tot la temperatura camerei. Apoi o să o dăm la frigider pentru 30-40 de minute ca să fie rece complet. În crema de lapte
Voi adăuga mascarpone, 250 de grame de mascarpone. Crema a fost la frigider, s-a răcit foarte bine și acum voi incorpora cu mixerul și mascarpone crema de lapte. Acum urmează să montăm prăjitura, este foarte simplu, se pune blat peste blat. Deci avem primul blat peste care adăugăm crema, este cea mai simplă prăjitură și la copii le place foarte tare și nu doar la copii. Este o prăjitură ușoară de făcut, ușoară la gust. Când vreți un dulce rapid, prăjitura Kinder vă scoate din... E salvare, e un colac de salvare. Deci întindem uniform crema și apoi punem peste ea blatul ălalalt și glazurăm. Este simplu, se face repede. Și acum un pic am însiropat blatul cu crema laterală care se mai scurge un pic. Am dat un pic deasupra, dar nu foarte mult. Doar ca să nu se piardă nimic, așa sunt eu economă. Acum oricum o să glazurăm deasupra cu ciocolată neagră. Cum fac eu glazura de ciocolată? O fac diferit de fiecare dată. Deci acum o fac exact cum am învățat-o, cum se face aici în Grecia la cofetărie. Se pune un pic de ulei, deci la 200 de grame de ciocolată am pus 20 de ml de ulei rafinat, deci fără miros să fie. Și acum am să o pun la bain marin. La bain marin, ușurel, topim ciocolata, amestecând din când în când. Vreau să fac o glazură mai groasă, nu din aia foarte subțire. Și acum, cum observați, ciocolata mea este mai groasă, nu este o glazură din aia care se toarnă. Am făcut-o să fie gen cremă, ca să o putem întinde în strat un pic mai gros pe prăjitură. Și ușurel cu paletuța. Și următorul pas, glazurăm cu ciocolata albă. Am topit-o la fel cum am topit-o și pe ciocolata neagră. De fapt, este o ciocolată cu lapte, nu este neagră curată. Și aici este la imaginație cum să o glazurați. Prăjitura va merge la frigider pentru cel puțin 4 ore, apoi este gata de servit. O porționați după bunul plac. Până atunci noi mai avem un pic să mai așteptăm. Așa arată prăjitura noastră Kinder. Este o prăjitură ușoară, este o prăjitură gustoasă. La sigur o să vă placă. Vă recomand cu drag să faceți și această rețetă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă aștept și data viitoare.